seara prieteni, întrucât am avut solicitări să fac un video cu porumbei, la iubitorii de porumbei. Am făcut un pic de timp, deși sunt foarte aglomerat cu munca, să vă mai arăt porumbei, deși mari noutăți nu sunt. Anul acesta tare rău au început. Nu și-au făcut cuiburi. Deși le-am băgat fân să-și adune, să-și facă cuib, mulți nu și-au făcut și au împrășteat ouăle, le-au spart, multe ouă nefecundate. Aici avem o pereche deja ouată al treilea rând de ouă. De când le pun fân să stea ouăle, nu mai clocesc pe ele. Mă scol frumos. Gut pe bălțat pe gut, femeia iarăși bălțată pe gut. Aici avem un mascul bălțat pe gut frumos, un pui albastru de la el. Dacă se vede bine, se prevede că e întuneric. Albastru. Deși sunt bălțați, provin din albaștri, atunci puii se răzbat pe bunici. Este sătul, gușa mare, dar puțin pui anul ăsta, foarte puțin, până la momentul actual. Au venit și inelele. De 9 la germani și de 10 la americani, mărimea de 2021. Mai trebuie să vină pui, mai se lasă așteptat. Aici avem iarăși un puiuț bălțat pe negru, gut închis. Ceva ouă, foarte puține, deci cred că anul ăsta cel mai rău a mers de când am porumbei. Dar și la ăsta aici, și pur și simplu și le împinge aici către scândură și atunci le lasă, nu le clocește, nu le ăsta. Nu știu ce să mă fac cu ei, deci anul viitor va trebui neapărat să le fac cuibare din rigips. Atâta le întoarce, atâta le ăsta până le părăsește, le rămân neclocite. Foarte puține ouă, foarte puțin pui. Deci nu am avut timp să mă ocup de ei. Luna trecută am vândut unui domn din Olt 20 de bucăți de germani. Am mai vândut și de la matcă, sunt destul de mulți. Chiar mi-a picat bine această vânzare. Am mai rărit din ei. Ieri le-am băgat să facă baie. Dar și sare de baie. Deci am 20 de perechi și n-am decât 4-5 pui. Acolo era un puiuț mic de anul ăsta. Aici avem un albastru care și ăsta este cam greu merge. Când văd că nu le merge bine la pui, v-am mai spus, le bag pe zi, în fiecare zi, câte o pastilă de Golombovio Fort. Asta i-am dat vreo 3 zile, acum așa mai revenit. Acum să vedem cum își vor mai da.